găsit, dragi prieteni, sunteți pe as.ro live, scurt și la obiect, împreună cu al nostru coleg Silviu Corneanu, căruia îi spun bună dimineața, să trăiți, colegul nostru de la Antena Sport și de la as.ro. Dăm o fugă aici aproape, mergem până la Vaslui, acolo unde ne așteaptă fostul mare arbitru internațional, fostul președinte al celor de la Vaslui și, am zis noi, un liniștit om de afaceri în acest moment, dar se vede treaba că nu-i chiar așa. Bună dimineața, domnule Adrian Porumboiu! Bună dimineața, bună dimineața! Bună dimineața! Salut, vă salut! Și mii de mulțumiri că ați acceptat să... De ce v-ați îmbrăcat în negru subțiază? Nu-i nevoie că chiar așa vorbim foarte serios. O să revenim la gluma asta, că e bună. Chiar sunt... care stă foarte bine cu societatea, dar mă rog, e bun. Începem cu glume și e bine să o terminăm tot cu glume, da. Mă rog, e o culoare preferată. Am înțeles. Chiar dacă tot eram când arbitru, eram în echipat în negru, acum mai fac așa, arbitru, dar mă rog, din fața televizorului. Mai lucrați cu butelii, cu astea? Doamne Dumnezeule! am dat niciodată ca o butelie, mă rog, ce, mă rog, a putut să spună acel individ, o să revin la acest aspect. Mai ales că, vă dați seama, rigorile unui arbitru, aproape 10 ani, arbitru internațional, arbitru FIFA, sunt foarte, foarte, cum să spun eu, exigente, în sensul rigori exigente. Mă rog, luați-o ca atare. Deci, da, n-ai cum, sunt probe fizice, sunt antrenamente care trebuie să le faci. Nu poți să arăți, vă spunea, mă rog, acel folositor, el n-a fost arbitru, a fost folositor, de folos. Nu poți să arăți, să ai un fizic care să contrasteze în mod vizibil cu fizicul jucătorul. Trebuie să faci parte, să spun, din acel ansamblu care se cheamă până la urmă sportiv. Nu poți să fii sportiv cu burtă, nu poți să fii cu, mă rog, și să ai un aspect fizic care nu e deloc de prezent, să spun așa, pe un stadion de fotbal sau pe orice teren sunt dispute sportive. Da, mă rog, fiecare spune că n-are ce să spună, vin cu fel de fel de da, o să mai dezvoltăm subiectul ăsta pe corect. Parte. Dar n-ați vrut să stați nu puteți să stați liniștit. Acum vă întreb la modul serios, adică vă atrage tot timpul sportul? Mă gândeam că dumneavoastră v-ați retras, că vă vedeți de afacerile dumneavoastră și că sunteți... Da. E foarte bine, dar când te uiți în urmă și vezi antecedentele care s-au petrecut chiar și cu Vaslui, când vezi și jignirile unuia care, mă rog, trebuie să mai nască nu știu de câte ori să poată să facă ce am făcut eu, ca om și, mă rog, și ca arbitru, mă refer în mod deosebit la arbitru care n-a făcut cel mai mic compromis și n-a existat și nu există în lumea asta vreun conducător de club să spună că a aranjat cu mine vreun lucru care să conducă către un anumit avantaj, către o echipă sau alta. Și când am văzut și acea, mă rog, am rămas uluit și sunt uluit în continuare, când se face la televizor într-un momentul în care un arbitru de talie mondial acum a pățit ce a pățit, nu poți să spui să se facă bine ca să, mă rog, să ne folosim de el în continuare. Dom'le, limba română e foarte clară. El nu profit a avut treabă cu școala, dar nu trebuie să ai școală multă, doar atât să traduci din română în română ce înseamnă să ne folosim de el în continuare. Deci nici nu vreau să mai dezbat subiectul ăsta, că e foarte clar. Și amenințat-o cu judecățile, ce se judecată, băi, ce se fac, trebuia să faci 1500 ani de pușcărie, ce ai făcut Vaslui lui și ce aranjament ai avut, da? S-au dus treburile astea, n-am mai zis nimic, dar... Am mai invocat ceva care a fost cu bătaie lungă. El n-are finețuri în memoria lui, că vezi, Doamne, ceea ce este o absurditate. Ce îi se întâmplă lui Ovidiu Hațegan acum ar fi ca o reacție la ce au făcut conducătorii de cluburi la adresa lui la un anumit moment. Iar este o inepție și numai un om cu minte puțină poate să ducă discuția în acea zonă. Dar, mă rog, este lucru care
deranjează și amatorii reacția respectivă în mod instinctiv, pentru că cineva trebuie să pună la punct lucrurile astea. Nu poți să spui că tu acum ești conducător, am mai spus treaba asta, ești conducător la CFR, președinte, crezi că l-a pus acolo că-i deștept sau nu știu ce, l-a pus tot pe lipitura asta de, cu arbitru acolo și, mă rog, să-i spunem vărul Zamfir, care e renumit, ați auzit de el, nu? Renumitul Zamfir. El a rămas acolo în echipa de tunete și de zgomote. De ce crezi că l-a dus acolo? Tot pe treaba asta. Cum să dai tu mesaje chiar de orice fel? N-ai cum să mai dai mesaje la arbitru. Ai arbitrat cu ei, punct. Dacă ne respectăm și respecti competiția, dar nu s-a respectat niciodată competiția și ca atare. Mă rog, eu pot să-i prezint și vă rog să mă rezi toate meciurile pe care le-am arbitrat, să vadă în ce meci am apărut eu ca o butelie. No, am fost arbitru, nu ca ei, mă rog, care au arătat mai bine, mai subțirei, dar plecau mai, după meciuri plecau mai grași la buzunare. Deci asta e deosebirea. Eu, chiar dacă aveam 3 kg în plus, nu plecam cu kilograme după mine, sau mă rog, cu mărunțiși după mine, sau cu greutăți mai mari, mă refer. La alte aspecte. Domnule Porumboiu, dar mi-aduc aminte, în acea perioadă veneam foarte des la meciuri și la Vaslui acolo și țin minte când vă luptați la titlu cu cei de la CFR, erați foarte supărați și atunci și acuzați și atunci jocurile de culise. Se pare că v-au marcat pe viață, ca să zic așa, acel titlu pierdut acolo. Nu mă marcă nimic. Pe viață nu te marcă nimic. Adică v-a rămas așa acolo, nu... Tot timpul greșeala mea a fost că am avut pretenția la arbitrii care arbitrau în acea perioadă să arbitreze cum arbitram eu. Ori nu s-a întâmplat treaba asta. Repet, eu n-am avut, nimeni nu poate să-mi spună vreodată în viața asta că eu am avut o combinație cu vreun club sau altul. Am avut atâtea povești de spus care au fost realități. Acum devin povești ce s-a întâmplat și la câte meciuri și la ce tentații au fost și cum i-am repezit pe toți. Deci am avut un comportament și cred că toți spun treaba asta și o repet, cea mai frumoasă perioadă a vieții mele, unde am fost impecabil, fără cusuri, a fost cea de arbitru. În rest, nu pot să spun că sunt perfect sau... Dar la capitolul ăsta, este punctul forte care, cum spun, cu care pot să spun că mă laud. Și când văd niște nedreptăți și acum intervin la, mă rog, dacă sunt întrebat, nu dau telefoane să-mi spun părerea, dacă sunt întrebat, mă exprim în legătură cu o fază sau altă. Dar ispite existau pe atunci? O la la, de toate felurile. De toate felurile, de la bani, interese, femei, tot ce era pe lumea asta. Sunt multe, multe, am mai spus multe. Urmărește Antena Sport pe Facebook, pe Instagram și pe TikTok și abonează-te la canalul nostru de YouTube. E spectacol!